Greul din Ucraina ar putea ajunge în Europa pe calea ferată prin tranzitarea Moldovei. Despre asta a anunțat Societatea Națională a Căilor Ferate Române. Potrivit unui comunicat, calea ferată cu ecartament care leagă Ucraina și Republica Moldova de portul Galați intră din 6 iunie în proces de reabilitare. Lucrările vor dura 2 luni, iar la final, mărfurile ucrainene vor putea ajunge în port pentru a fi mai apoi transportate în toată lumea. Responsabilii de la calea ferată a Moldovei ne-au confirmat informația, declarând că acest lucru va mări considerabil potențialul nostru de export și import, atât pentru Moldova, cât și pentru piața Ucrainei. Societatea Națională a Căilor Ferate Române a anunțat că din 6 iunie încep lucrările de modernizare a liniei de cale ferată pe ecartament larg care leagă Ucraina de portul Galați. Acestea vor fi executate pe o distanță de 4,7 km, porțiune care era închisă de mai bine de 20 de ani. Potrivit aceleiași surse, calea ferată este importantă deoarece are ecartament larg, la fel ca liniile din fostele țări sovietice, inclusiv Republica Moldova și Ucraina. Pe această cale vor fi aduse cereale din Ucraina prin tranzitarea Republicii Moldova către portul de mărfuri Galați. Sunt vizate mai ales exporturile de cereale ale Ucrainei către țările din nordul Africii și din Orientul apropiat, dar și exporturile de produse metalurgice sau chimice, se mai spune în comunicat. Linia cu acartament larg face legătura cu punctul de trecere a frontierei de la Giurgiulești din Republica Moldova, însă o parte din linie este perfect funcțională, mai anunță CFR. Șeful întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, Oleg Tofilat, ne-a spus că această reabilitare va mări capacitatea infrastructurii feroviare pentru deservirea portului Galați, iar acest lucru va spori considerabil potențialul nostru de export și import atât pentru Moldova cât și pentru piața ucraineană. Ucraina este unul dintre cele mai importante țări producătoare de grâu din lume, iar odată cu declanșarea războiului din țara vecină, comerțul prin portul Odessa a fost închis. Potrivit experților străini, blocarea exportului de cereale din Ucraina ar putea afecta semnificativ țările sărace și chiar duce la foame, mai ales în țările din Africa. Problema a fost una dintre principalele teme și de la reuniunea Forumului Mondial de la Davos, unde mai mulți lideri politici au cerut inițierea unei acțiuni internaționale care să permită eliberarea 25 de milioane de tone de cereale care sunt blocate în prezent în Ucraina, scrie Europa Liberă România. O altă problemă constă în faptul că Ucraina și-a minat propriile ape pentru a preveni un atac al Rusiei și nu are capacitatea de a elibera rapid de mine rutele maritime. Iar săptămâna trecută, Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a facilita ieșirea din porturile ucrainene a navelor care transportă cereale, dar a condiționat asigurarea navigației acestora în condiții de siguranță de determinarea porturilor ucrainene, potrivit unei declarații făcute de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Iar în 2 iunie, presa din Turcia a scris că foaia de parcurs pentru mecanismul unui coridor sigur pentru exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră ar putea fi aprobată în viitorul apropiat la Istanbul, în cadrul unei reuniuni a reprezentanților Turciei, Rusiei, Ucrainei și ONU, iar procesul va fi monitorizat de către un centru de comandă. Despre asta a anunțat președintele Erdogan după o discuție telefonică avută cu Vladimir Putin și Vladimir Zelenski.